și mai ales să ascultăm lecția extraordinară pe care a spus-o în timpul său și lecții care vă arată și astăzi. Drânguș a întreprins acea călătorie spre Paris, mai mult decât atât, a făcut o călătorie extatică, a ieșit din Drânguș a actualității, pe un lume care a fost dată de încerca să la Praf, Gauguin, dar pe măsură ce se apropia de Paris, Drânguș s-a ducea, de fapt, spre realitățile pădișului genic și până la nivelul preistoriei, unde a descoperit o lume formală cu care și-a construit sistemul expresiv. Numutarea extraordinară pe care o aduce Drânguș era, de fapt, una foarte veche. Într-o lume care era saturată de experiențe, o lume care era atunci amenințată de denizori, de lucruri divagante, de un înțeles foarte concret al situării în prezent, o lume care pierduse sensul metafizicului, Drânguș descoperea lumea aceasta neolitică și o aducea în lumină. Notată de care se extazia Apolinaire și ceilalți, aparține deci unui fond preistoric, dar care ne dăm seama astăzi că este de mare calitate. Și lecția lui Drânguș este în acest sens exemplară, pentru că ne învață să identificăm și să respectăm trecutul. Numai așa putem să găsim soluții formale, simbolice, valabile în actualitate. Sunt 135 de ani de la moartea de la nașterea lui Drânguș și cred că este un moment foarte potrivit să ne gândim că Drânguș, nu știu exact ce planuri aveți, dar mă gândesc că ar fi foarte bine să fie o expoziție internațională în curs care se consemneze odată la 2 ani, de exemplu, să aducă artiști și oameni de cultură din întreaga lume. În felul acesta s-a realizat, de fapt, drumul cu adevărat destinului. Altfel vorbim foarte mult și plunecăm pe lângă atâtor. Eu tot am ținut să spun în acest început. Sper că dezbatele vor merge în seara acesta. Aprofundări. Sper că am ajuns să spun. Mulțumesc frumos!